Pregătește-te pentru surprize savuroase. Lidl îți aduce un cooking show pe gustul tău. Lidl, meriți să fii surprins. O farfurie despre care aș putea să spun că este artă, fără să se supere Cătălin. Este vorba despre cea lui. Florin. Bravo! Hey, bravo, băi băiatule! Bravo! Bravo! Mânca la tata! Deci Florin e senzație. Piept de rață cu texturi de sfeclă. Bravo! Bravo! Bine, bravo! Bine, vino cu acea. Bravo, bravo! Bravo, bă! Bravo, dragul! Uleu! Foarte tare, bravo! Uleu! Bravo, bravo, bravo! Toți cei trei șefi m-au felicitat, efectiv m-am topit. Mă bucur enorm de mult pentru el, adică Florinache își dorea enorm de mult să facă rață, când a apucat în concurs până acum deloc. Și vedeai fericirea în ochi. Mă așteptam ca Florin să fie felicitat. Într-adevăr, farfuria lui arăta senzație. Chiar o farfurie de mai mult de 15 puncte. Wow, wow, wow. Exact. Wow, wow, da. Wow. Ții minte că l-ai avut în echipă? Nici nu mai ții minte, că l-am avut foarte puțin. Culmea, aș fi zis că el a vrut de la început la mine în echipă. L-ai avut tu mai mult. Nici eu nu l-am avut. Mă oftic, ce să zic. Asta e. Și nu-l mai am wow, din cauza wow, ta. Wow. Wow. Da, eu știam de ce l-am luat și de ce îl vreau, știam. Bravo! Bravo, mă! Vino, face, vino, vino, vino. Era de așteptat, farfuria lui era cu lavandă, cu sfeclă, nu știu de care, ce, cât era să ia. 15 puncte. Da. Bravo. O farfurie de 12 puncte de data aceasta. Wow, wow, wow. Dar foarte gustoasă. În momentul ăla, mi-am dat seama că dacă nu-mi iau numele, voi pleca acasă. Este farfuria... Narcisei. Mulțumesc, Valentina! Mielu, mulțumesc, Valentina, bravo, că m-a ajutat! Nu am crezut că este Valentina. Nu am crezut că e Valentina. Mulțumesc, bă! Narcisa! Mulțumesc, mulțumesc, bă! Mulțumesc, corect, are și el. Ce vreau așa să zice? Să spune că mai devreme i-a declarat iubirea în același mod. Da. Te iubesc! Fă! Așa. Da, e ok. Uite, în momentul ăsta m-am pe mine. Pentru că eu credeam că Narcisa este cea care va ieși în seara asta. Bravo, sora mea! Bravo! Îți mulțumesc, fă, te iubesc. Fără tine astăzi, neștiind să fac o farfurie cap cu adă libanez sau turcesc, sunt încă aici, trec în Battle 17, mă plec în fața ta și îți mulțumesc din suflet că astăzi m-ai ajutat. Îți mulțumesc! Bravo! Te iubesc. Gospodinule. Mulți ori să zică, a, i-a făcut farfuria. Nu. Lui Narcisa doar îi zici ce să facă și ea știe cum să le combine. Narcisa e genială. Mamă, iară fierbe Alex. Ștefan. Bineînțeles. 15 puncte. Hai, dacă l-am numărit cu Sanjac. Rață cu texturi de dovleac. Wow! Bravo, mă! Ei, de bun! Bravo, bă! Nu, mă, nu! Da, ghici nimic, bă! Bravo! Doamne ferește! Nu, wow. Mă bucur! Bravo, bravo, foarte bine, bravo! Bravo. Foarte bună! Nu poți să te aștepți la altceva, adică pana mea s-a ținut constant pe o anumită linie, mereu. Ar fi fost absurd acum, când ai friu liber imaginației, să nu iei 15 puncte, știi? Ștefan a mers foarte bine. Mă pare că e un momentar foarte bun. Sigur va fi finalist. Ștefan n-are cum să rateze finala. Bravo! Câte ai luat, baby? 15 puncte, că alea au mai rămas. Bravo! Câte ai luat?
Păi câte? Că doar 15 și 9 mai rămas. Vezi că îți dai seama că până acum... Deci poate fi orice aici? Da, da. Pentru că farfuria despre care ați crezut că ar fi a lui Ștefan... Da? E, hai! Este, de fapt, a lui Cătălin. Bine, bă, băiatule, bă! Bravo! S-a înșeapă, nu? Mulțumesc frumos! Bravo! Bravo, Cătăline! Bravo, mulțumesc, bravo! Bravo, mă! Senzațional! Bravo, 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 foarte bună! Bă, e... Mamă, ce... Foarte bună, Cătălin, bravo! Ce culoare, ce textură, ce foarte gust! Foarte mișto! Bă, e impresionant! Genul ăsta de farfurie, e farfurie care îți câștigă final. Astăzi a fost spectacol. Haide, Cătăline! Bine, bă! Hai să vină Bucup, hai să vină Chidu. Tehnic vorbind, din punct de vedere al gustului, din toate punctele de vedere, strict culinar vorbind, na, Alex are toate șansele să se întoarcă înapoi. E ca și cum pui un cățeluș cu un leu să se bată. În inima mea sunt conștient că șansele ca el să fie cel care pleacă în seara asta sunt foarte mari. N-am rămas aici din primul battle. Eu am și plecat. E o diferență. Pentru mine n-ar fi ceva nou. Tot ce simțeam în momentul ăla, după ce că simțeam tot ce simțeam în momentul ăla, tot ce simțeam în momentul ăla s-a mega amplificat. A fost mai rău ca niciodată. Hai să vină și Alex Uțu înapoi. Nu mi-am făcut griji pentru Alex în nicio secundă. Încă pe echipa mă dacă te rog pe Alex. 9 și 15 puncte. Hai, Kid! Hai, Kidule! Hai, Alex! Șef la cuțite. Cooking show-ul tău preferat. Ți-a fost servit de Lidl. Meriți să fii surprins.